Dar toate dificultățile care sunt legate de accesarea, de câștigarea unor proiecte, de câștigarea unui proiect sau unei finanțări, sunt similare cu dificultățile pe care le ai în general în atragere de fonduri de orice fel. Și la o bancă, dacă vrei un credit, trebuie să faci un plan de business foarte serios. Okay. Nici acolo nu-i mai simplu. Sigur că poate că e un pic mai greu pentru fonduri și e un pic mai mare agitația și mai multe condiții, sunt impuse mai multe condiții, inclusiv după accesarea, după câștigarea proiectelor, dar e și firesc tocmai pentru că sunt nerambursabile fondurile și până la urmă finanțatorul dorește să se asigure că a plasat bine bani. În ce domenii vin la dumneavoastră cel mai des? Care sunt domeniile de fapt care caută respectivele fonduri și care sunt cele care le obțin cel mai bine? Trebuie să vă spun în primul rând că noi ne-am și specializat. Ne-am specializat până acum, am lucrat în special pe Programul Operațional de Dezvoltare a Resurselor Umane și pe PODCEA. Acum dorim să ne pregătim-ne pentru următoarea tranșă și constatând că există mare interes chiar pentru proiecte mai mici. N-am lucrat în special pe proiecte mari, de milioane de euro, proiecte strategice. Pentru că este și, într-un fel, și mai interesant și, într-o anumită măsură, și mai eficient. Și pentru beneficiar, și pentru consultant. De regulă, cei mai mulți sunt interesați de proiecte în zona, să spunem că mari investiții s-ar face mai ales în zona de mediu, dar aici sunt destul de multe dificultăți în zona de energie regenerabilă, de pildă, sunt destul de multe dificultăți legislative, acum au apărut și niște modificări. Din păcate, modificările în legislația românească, survenind cu o frecvență incomod de mare... Predictibilitatea exact, legii în România. Exact. Au existat destul de multe surprize. Noi, chiar dacă nu am făcut noi înșine proiecte pe mediu până acum, am colaborat cu alte companii care au făcut astfel de proiecte și să spun că cunosc câteva aspecte și istoricul anumitor beneficiari de astfel de proiecte. Unele s-au blocat din cauza unor modificări legislative, repet. De asemenea, foarte mare interes este pentru investiții mai mici, deci din partea IMM-urilor, din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care doresc să investească în aproape orice. Deci, în aproape orice domeniu se vizează atragere de fonduri. Din păcate, nu în orice domeniu e posibil să atragi fonduri sau nu pentru orice. Și din punctul ăsta de vedere, poate că aici este și utilitatea cea mai mare a consultanților, că scurtează drumul firmelor și le destrănesc un pic terenul. Adică n-are rost să mergi pe o cale care este închisă, doar pentru că ai auzit că se pot da fonduri. Se pot da, dar numai în anumite condiții și numai pentru anumite scopuri. Din păcate, mai ales în ultimul timp, am constatat că multe startup-uri doresc să acceseze fonduri mult mai mari decât ar avea dreptul să o facă, sau companii care, chiar dacă nu sunt startup, n-au un istoric strălucit, adică sau, să spunem că s-au înființat de un an de zile, nu știu dacă neapărat mai numești startup o firmă care are un an în spate, dar cu un bilanț negativ sau cu o cifră de afaceri atât de mică încât firma nu prezintă nicio credibilitate. Și e destul de dificil de înțeles faptul că, până la urmă, trebuie să fii deja undeva, trebuie să fi făcut deja ceva ca să obții aceste fonduri nerambursabile, da. În primul rând și pentru că sunt contribuțiile acelea destul de semnificative pe care firmele trebuie să le... cofinanțarea pe care firmele trebuie să o asigure și care de multe ori a ridicat probleme din cauza faptului că băncile, de pildă, nu se grăbesc deloc să sprijine astfel de proiecte și să acorde cu ușurință credite. Și nu se grăbesc din cauza, probabil, și unui coeficient de succes nu foarte ridicat până acum. Adică nu există în spate un istoric și statistic nu se poate stabili dacă gradul de risc e ridicat sau mai puțin ridicat. Pentru practic că nu e un istoric de unde te poți inspira. Exact. Și atunci băncile nu cred că își pot calcula foarte, foarte clar nivelul de risc. Vor trebui să ne uităm câțiva ani
ca să creeze un... A început deja niște să ia precedente. În calcul, exact. Au început deja să ia în calcul o parte din, din bănci și știu că cel puțin în două bănci se analizează mai serios posibilitatea aceasta de a acorda credite pentru, pentru cofinanțarea proiecte cu fonduri europene. Dar deocamdată nu cunosc cazuri de succes așa fulminante și foarte interesante.